Bună ziua și bine ați venit la prima conferință a proiectului Viitorul, ești tu. Sunt foarte fericită că în sfârșit, după atâta timp de când mi-am propus să fac acest proiect, astăzi suntem la a treia ediție și am avut în sală mai mulți tineri decât ne-am propus. Targetul era undeva la 300 de tineri, dar am fost surprinsă pozitiv că astăzi avem în sală peste 300 de tineri, undeva la 323. Evenimentul a debutat cu 67 de tineri care au participat la primul eveniment, apoi la al doilea eveniment au fost 130 și astăzi 323. Vă spuneam că mi-am dorit de mult să fac acest eveniment pentru că tinerii au nevoie să aibă încredere în ei și așa cum noi știm că încrederea se bazează pe mici succese personale, rolul acestui proiect a fost să intre în contact cu informație de bună calitate, să aibă modele la care să se raporteze, să fie inspirați în drumul lor și drumul să fie al lor, nu un drum impus, un drum care se bazează pe abilitățile lor personale și un drum care să-i facă în final fericiți. Am lângă mine trainerii care m-au susținut în acest proiect și am să încep cu Tudor, care a fost alături de mine de la prima ediție. O am pe Mihaela Stroie, pe Alin Ghizășan și pe Alin Levărdă, care a participat în acest proiect chiar de la prima ediție și am zis să oferim celor care se uită astăzi la noi sau în materialele pe care dumneavoastră le veți publica și impresiile unui tânăr care a participat la toate cele trei ediții. Mai vreau să mulțumesc în mod deosebit presei, pentru că astăzi, în timpul dumneavoastră liber, ați ales să fiți alături de noi și apreciez din suflet. Și la sfârșit aștept întrebările dumneavoastră. Tudor? Da, eu vreau să vă spun că într-o țară cum e România, în care leadership-ul autentic este constant dus în derizoriu, într-o țară în care toată lumea spune că noi construim pentru tineri, dar pe tineri nu îi întreabă nimeni nimic, în momentul în care Oana Bulai a venit cu ideea acestui proiect și a zis nu vrei să te implici, am zis dacă sunt tineri, dacă nu sunt într-o situație de, eu știu, de facultate sau de job, și sunt exact în acest interval de ani, de 16-18 ani, în care caută să se definească pe dinăuntru, am zis cu mult drag, fără nicio problemă. Acum, fiind de la bun început în proiect, vreau să vă spun că una din condițiile colaborării noastre a fost ca toți cei care vin trainer în acest proiect să fie trainer acreditați în România. Noi toți suntem acreditați de Agenția Funcționarilor Publici din România, toți avem dreptul de a preda și toți avem o experiență destul de mare în a preda. Pe de altă parte, și închei imediat, proiectul de la Roman s-a dezvoltat extrem de repede și a confirmat așteptările noastre, și anume că tinerii au nevoie să fie întrebați despre cum văd ei viața, despre cum își văd ei singuri viața, că dincolo de școală și de activitățile lor, să le spun, extrașcolare, au nevoie și de astfel de cursuri de formare a propriei lor personalități într-o situație competitivă, cum este societatea românească sau cum își dorește să devină. Mihaela, am să te rog și pe tine să ne spui câteva cuvinte. Este o mare bucurie pentru mine să fiu alături de tine, Oana, în acest proiect. Eu de profesie sunt sociolog și de 20 de ani sunt trainer și vorbesc la foarte multe evenimente, în primul rând de business.
Am ales să mă alătur proiectului tău din două motive, Oana. În primul rând, această, din punct de vedere al specialității mele, care este psihologie socială, în acest interval de vârstă, 16-18 ani, este momentul cel mai delicat din viața unui adult. Este momentul în care, cum spunea foarte bine Tudor, el se definește ca personalitate și nu numai că se definește, începe să facă alegeri conștiente către cine vrea el să devină. Și atunci, știind cât de sensibilă este această vârstă, având și eu și soțul meu, Alin Ghizeșan, acasă, doi tineri, să spunem așa, aproape 18 și 12 ani, ne confruntăm în acest moment cu aceste trăiri ale lor legate de identitatea lor personală. Și atunci, astăzi, am prezentat câteva dintre, să spunem așa, bazele identității personale. N-am intrat foarte mult în profunzime, pentru că pentru ei sunt foarte multe informații noi, care nu există școala, mass media, poate nici chiar părinții sau cei apropiați, nu le ridică aceste probleme. Al doilea argument este legat de faptul că am fost foarte curioasă să văd reacțiile lor și vă spun cu așa cu sinceritate că am rămas plăcut impresionată de problemele pe care și le pun. Pentru că eu văd asta ca analist comportamental, văd în atitudinea lor și în întrebările pe care le pun. Iar astăzi, tinerii din Roman au pus întrebări profunde legate de motivația internă, cum să-și o crească, cum să-și o aducă, cum să-și o mențină. Au pus întrebări legate de dacă o profesie gen ai face o facultate îți asigură un viitor. De ce nu ți asigură un viitor dacă tu ai făcut o facultate? De ce nu ai aceste, cum să spun, oportunități pe piața de muncă? De ce se merge în continuare pe pile, pe relații și pe alte astfel de lucruri, în loc să se meargă pe competențe și pe dezvoltarea de abilități? Și cred că am spus suficiente, aș vorbi mult legate de ce am trăit astăzi, îți mulțumesc. Mulțumesc că, eu îți mulțumesc. Și pentru că a fost transmis evenimentul live, așa a ajuns și la alți oameni informația. Și vreau să fac o precizare, Oana, ceea ce am prezentat astăzi în conferință, acele criterii pe care am vrut să le împărtășesc, nu au mai fost prezentate în public până acum de mine, este o premieră. Mulțumim. După 20 de ani de studiu și de observații cu oamenii. Mulțumim, Mihaela. Alin? Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. A fost o onoare pentru mine să fiu prezent la Roman în fața peste 300 de tineri. Când am hotărât să vin la Roman, m-am gândit ce o să le vorbesc eu acestor copii și m-am pus cumva în pantofii lor și am încercat să mă duc cu mulți ani în urmă și să-mi pun problema ce ar fi trebuit să, ce aș fi vrut să aud de la părinții mei legat de viață și legat de ceea ce urmează să, cu ce urmează să mă întâlnesc. Și eu n-am avut ocazia pe care au avut-o ei de a primi niște informații care să mă poată ajuta să iau o decizie sau să aleg în viață anumite elemente. Și asta m-a condus la încercare și eroare de-a lungul timpului. Am dat faliment, mi-am revenit, am căzut iar am revenit. Dar cred că dacă știam niște lucruri de la bun început, poate că atenția mea ar fi fost cumva diferită. Și eu mă bucur că au pus întrebări, că au fost deschiși, că s-au dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa cum le știu ei. Dorința mea a fost, cum vă spuneam, de a le transmite și de a le pune, de a-i pune în situația în care să-și pună întrebări. De fiecare dată când au de ales între o variantă sau alta, să fie în cunoștință de cauză. Și Alin, am să te rog și pe tine să spui cum te-ai simțit în aceste trei ediții ale programului Viitorul ești tu. Acum, aflându-mă la cea de-a treia ediție, pot spune că așteptările mele au fost total depășite. Deoarece nu mă așteptam să ajung într-un punct în care să spun da, proiectul ăsta era ceea ce doream noi. Pentru că noi tineri în acest moment suntem la perioada marilor întrebări în viață. Noi la această vârstă ne definim într-un fel viitorul pe care vom dori să-l parcurgem de-a lungul vieții. Iar dacă nu avem pe cineva care să ne ajute să conștientizăm
punctele noastre forte și locul unde ne-am încadrat noi cel mai bine, de multe ori vom da greș. Iar acest atelier, în special cel de astăzi, ne-a ajutat foarte mult și primul atelier, cel de comunicare, unde am învățat cum să comunicăm eficient și să fim și toleranți cu cel de lângă noi. Și asta ne ajută foarte mult. Iar noi tinerii, fiind profund impresionați de toată amploarea luată de acest proiect, plecând de la 67 de tineri și ajungând într-un timp foarte scurt la peste 300 de tineri, este ceva miraculos pentru Roman. Și asta este o oportunitate foarte mare pentru toți. Mulțumesc tare mult, Alin. Cu drag. Dacă aveți întrebări, le așteptăm cu drag. Ce urmează? Ce urmează? În al doilea curs pe care... Probabil, cine știe. Oricum, ceea ce am realizat noi aici, la Roman, și le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proiect și Fundației Episcop Melchisedec, care ne-a susținut de la început, nu ne propunem să umplem un stadion, nu asta este ideea, deși cred că ar fi un lucru extraordinar să implicăm tinerii în cât mai multe proiecte. Vă spuneam că la a doua ediție le-am povestit tinerilor cum ia viața un proiect, plecând de la acea abreviere POC, să fie o noțiune simplă pentru ei. Și POC-ul acesta ce înseamnă? Că un proiect ia viață prin planificare, organizare, coordonare, conducere și control. Dar lucrurile acestea sunt teorii, iar tinerii învață cel mai bine când au posibilitatea de a vedea aceste concepte în practică. Și atunci noi deja lucrăm la două proiecte, unul fiind o expoziție de fotografie și celălalt un filmuleț pe care ne-l dorim viral, să aibă un impact impresionant, în care tinerii să spună despre valorile lor, despre visele lor, despre cum văd ei viața, cum văd ei România, ce părere au despre sistemul educațional, ce părere au despre politicieni, ce părere au în general, pentru că ei reprezintă viitorul. Și cea mai importantă resursă a unei națiuni sunt tinerii, de care trebuie să avem grijă în mod deosebit. Daniel, din Cavestea cu mine, prima întrebare este pentru personajul cel mai important din această masă, pentru Alin. Alin, și mai cum? Lever, da. Această baterie de trei cursuri la care ai participat, ce paradigmă ți-a dat peste cap, ți-a schimbat-o sau ți-a confirmat-o? Paradigmă, clișeu, în care tu credeai până acum, unde ai obținut zona de demolare sau de confirmare în felul în care vedeai astfel de chestiuni? Păi, până în momentul primului atelier, nu găseam nicăieri un loc în care să ne putem expune punctul de vedere liber, fără să fim judecați și ca cineva să ne asculte și să ia o măsură în privința aceea. Iar prin acest proiect, noi ne regăsim într-un fel și putem să ne exprimăm liber, știm că cineva ne ascultă, știm că ceva se poate schimba și în conștientul nostru știm că și noi putem schimba ceva, nu doar trebuie să depindem de alții. Am înțeles. A doua întrebare este pentru titlul tău, dar... Celălalt, Alin. La cursul de astăzi, da, una din ultimile întrebări, și a insistat cumva domnișorica respectivă, a vizat la 30 de ani de la Revoluție, la... într-o Românie pe care nu mai vedem socialistă, supărarea, frustrarea chiar, din ce am dedus eu, că domnule, facem o facultate și nu ne dă automat cineva loc de muncă. Cum vedeți în continuare ideea că unii tineri, în 2020, văd școala ca pe o fabrică de diplome, nu ca pe un loc de acumulare? Asta este o paradigmă mai veche, cu care vin din urmă, și de care va trebui să se scape dacă vor să aibă o viață în piața de muncă. Fata aia n-a prins socialismul. Ea n-a prins, dar l-a prins părinții ei. Și atunci... Profesorii. Și profesorii, evident. Da, deci, da, bine, să zicem că personalitatea mai întâi se formează în cei 7 ani de acasă și plecând de la baza asta, după aceea intră în societate, școală și așa mai departe și continuă procesul.
În ziua de astăzi, pentru că piața forței de muncă este extrem de volatilă, oamenii se schimbă, își schimbă prioritățile, își schimbă abilitățile, pot să zic. Deci sunt oameni care astăzi fac ceva și în următoarele 6 luni de zile ajung să schimbe cu totul lucrurile. Într-o piață de genul ăsta nu mai are niciun fel de valoare diploma. De exemplu, eu dacă recrutez pe cineva, pe mine nu mă interesează să-mi trimită CV-ul. Nu mă interesează. Mă interesează să-mi spună cum îl cheamă, da, și care e numărul lui de telefon ca să pot să am o discuție cu el. Nu mă interesează CV-ul. Deci poate să aibă 10 facultăți, dacă nu este capabil să se adapteze la o activitate, la un job, dacă nu e capabil să livreze valoare, nu pot să-mi permit să-l țin acolo. Deci, ce să zic, e o paradigmă care trebuie ușor, ușor să iasă din vocabularul lor. Să învețe să facă lucruri mai degrabă, lucruri concrete și mai puțin să adune hârtii la CV. Și cu permisiunea colegilor care fie la treia întrebare, fix pe acest subiect, Oana, te-aș întreba pe tine. Nu crezi că astfel de întrebări puse de un tânăr care n-a prins epoca aia când îți dădea statul și partidul, job, casă, chiar și nevastă, vine și din faptul că pe zona politică, administrativă, nu te putem dezlega de asta, s-a încetățenit în continuare ideea că important, mai important e diploma decât ce poate face tânărul funcționar X, fără să aibă recomandare de partid. Atunci când studiem managementul, de exemplu, este un anumit compartiment, managementul riscului. Și abordarea corectă este să analizăm riscul și să venim cu soluții. Dacă vom continua să rămânem doar în zona de analiză, fără să luăm măsuri, este rău. Pentru că vedem acum în societate foarte multe critici sau poate anumite, că nu mai putem vorbi de ideologii, partide vin doar cu critici și nu cu soluții. Foarte important pentru fiecare dintre noi este să își identifice resursele și să lupte pentru a-și îndeplini visul. Și cum spuneam și în aceste ediții, cât de important este să realizăm visul nostru. Pentru că dacă noi am realizat ce ne face să fim cea mai bună versiune a noastră, cu siguranță în viață vom reuși. Cu siguranță vom depăși toate aceste obstacole pe care le avem, indiferent de nivelul la care suntem. Dacă avem curaj, dacă avem ambiție și dacă avem, dacă avem răbdarea și interesul să ascultăm tinerii. Pentru că tot ce facem noi, din toate instituțiile statului, din mediul de business, din domeniul educațional, facem să construim noile generații. De aceea este foarte important să-i ascultăm și să îi îndrumăm ca acești tineri să ajungă să fie fericiți. Și să nu mai aibă visul, cum vedeți eu, de a termina o școală și cu recomandare sau filă de undeva, să ajungă să lucreze într-o instituție de stat și atât. Dacă îmi dați voie, aș vrea să completez un pic ceva. Noi vorbim acum despre adevăr. Trăim și suportăm extrem de multă falsitate, să nu-i spun minciună. Când te afli în fața 300 de copii de 16, 17, 18 ani, nu mai poți să fii fals, că te simt. Ei sunt curați. Ei te amendează imediat. Și atunci, pentru noi, ăștia mai bătrâni, ei sunt suflu de adevăr către noi, iar noi întoarcem către ei experiență și expertiză tot în numele adevărului. Nu o să poți să minți și să spui că, domnule, România de mâine s-a schimbat, au venit nu știu cine la guvernare și e meritocrație de sus până jos. Astea sunt tare pe care societatea românească le va depăși treptat.
Dar de undeva trebuie să începem și hai să începem de la generația asta mică. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care eu, de exemplu, am intrat cu foarte multă bucurie în proiectul ăsta. Pe studenții mai poți fraierii. Aia mai vin, mai negociază cu tine, hai domn profesor să bem o bere, ne dai și nouă în cinci și am trecut. Pe liderii de middle management sau din marele management al companiilor care zic, hai că facem și noi niște cursuri de comunicare că avem buget. Dar nu le parcurg sau le parcurg așa, superficial. Copiii ăștia au venit, iată, câteva ore azi, câteva ore data trecută, câteva ore prima dată și n-au plecat dezamăgiți. Și eu cel puțin am făcut de fiecare dată un mic exercițiu de adevăr în care m-am bucurat de care m-am bucurat foarte mult. Ce reproșează tinerii, de exemplu, sistemului de învățământ, știut fiind că cel puțin în clase aceștia nu au încă curajul să-și spună punctul de vedere, pentru că mai există încă astfel care le taxează acest lucru de drept impertinență? Cine vreți să vă răspundă? Cine doriți? Într-adevăr, dacă este să vorbim despre sistemul educațional prezent, trebuie să recunoaștem că el reprezintă o eră industrială și nu era în care trăim astăzi, o eră informațională. Iar un sistem mamut, cum este cel al educației în România, este foarte greu de transformat. Avem modele în alte țări, cum ar fi modelul norvegian. Un model care tocmai ține cont de diferențele dintre copii, diferențele de aptitudini. Și atunci lucrează, au programe în care lucrează cu fiecare copil în parte. În România cerem același lucru de la toți copiii. Nu ai cum să fii bun la toate materiile, dar dacă profesorii ar descoperi fiecare copil ce talent are, ar fi extraordinar. Sistemul educațional dirijat de Ministerul Educației nu oferă în școli posibilitatea aceasta tinerilor și de aceea este nevoie de programe alternative, pentru că tinerii mai ales au nevoie de încredere, au nevoie de cunoaștere, au nevoie de informație de calitate pentru a ști ce să facă cu viitorul lor, pentru că trebuie să recunoaștem în viață, mai mult de 50% ne petrecem lucrând în mediul profesional și atunci, dacă noi alegem ce ne face fericiți, tot ceea ce facem, facem cu drag. În dezvoltare personală se vorbește despre a te pune în situația în care ce ai face pe lumea asta cu atât de mare drag încât banii e o chestiune irelevantă. Dacă fiecare tânăr ar reuși să-și răspundă la întrebările astea, am avea mult mai mulți oameni fericiți. Și până la urmă, ce căutăm noi în această viață? Să fim fericiți. Ce caută fiecare ființă umană? Plecând de la ideea că ne dorim să fim sănătoși, ne dorim să fim echilibrați emoțional, să avem o gândire constructivă, să avem mintea, funcționează ca un hard. Practic, noi suntem ca un calculator. Contează foarte mult ce informație introducem în acest hard, în mentalul nostru, pentru că va fi consecința acțiunilor noastre următoare. Și dacă tinerii noștri sunt învățați că și România este o țară frumoasă, că nu degeaba s-au născut în România, că să aibă simțul ăsta al patriei, al iubirii de neam, dacă sunt învățați și încurajați să meargă pe drumul lor, cu siguranță vom trăi într-o lume mai bună și schimbarea, să știți că nu vine niciodată din afara noastră. Niciodată nu ar trebui să căutăm soluțiile la alții, ci ar trebui să le căutăm la noi. Pentru că dacă fiecare dintre noi ar face un pas bun, corect și coerent în ceea ce reprezentăm noi ca ființe umane, cu siguranță am putea schimba totul într-o formă mult mai constructivă. Și partea a doua, aceea întrebări referitor la ce reproșează ei și cum este taxată, de exemplu, o școală de impertinență, o observație a unui tânăr.
O să vă dau un exemplu, dacă îmi permiteți, pentru că eu sunt un foarte fin observator și un foarte bun ascultător al băieților noștri. Într-o zi, cel mic al nostru era clasa a patra, primise această informație că urmează să fie inspecție la clasă. I-am spus, uite, astăzi o să fie inspecție la clasă, ca orice părinte îi spui, ești atent, ești cu minte, să fii receptiv la ceea ce ți se prezintă. Și să ajungă la timp, să nu întârzie. Da, și asta ne ținem foarte mult în Ardeal, să fie punctualitate. S-a conformat cu toate aceste, să spunem, îndrumări ale părinților, că ne vrem să fie bine și constructiv totul la școală. Doamna inspectoare a întârziat 10 minute, iar el având ceas, apropo de impertinență, a făcut o observație concretă acelei situații, spunând, ați întârziat, doamnă, ați întârziat, fiind singurul din clasă care a avut această atitudine față de doamna inspectoare. Care credeți că a fost consecința acestei atitudini? Cu mustrare, am fost chemată la școală, am primit scrisoare și i-am întrebat, dar ce a greșit copilul meu în această situație? Pentru că el a făcut, fiind învățat, apropo de ce spuneai tu, Ana, să fie ancorat în prezent, nu a spus-o cu siguranță cu atitudine, să spunem, impertinentă, sfidătoare. Doar a constatat. Exact asta aici vreau să ajung. Aici cred eu că este foarte mult de lucru atât în școala primară și în școala gimnazială, liceală și așa mai departe, pornind de foarte de jos, să putem să permitem acest cadru, cum spunea foarte bine Tudor, de comunicare autentică. Da, să poți să ai voie să adresezi o opinie, o părere, o atitudine, fără să fii din start pus jos. Da, vreau să vă adaug ceva la treaba asta și eu. Să știți că nici la prima, nici la a doua, nici astăzi, tinerii care au fost aici, tinerii din Roma, n-au reproșat nimic școlii și profesorilor. Că ideea e că au venit, s-au simțit bine, au interacționat între ei, au interacționat cu noi, n-au făcut reproșuri școlii. Simplu fapt însă că au venit, simplu fapt că le-a plăcut, simplu fapt că sunt în grupul de comunicare pe care l-am creat pe WhatsApp și care crește, că la un moment dat înnebunește, am scos notificările că nu mai pot, arată că există un interes, ceea ce înseamnă că acest program acoperă o nevoie și furnizează acel adevăr despre care vorbeam adineori, cu un relativ succes. E un proiect, eu sunt foarte mândru de asta și acum mă dau și mare. E un proiect unic în România. Eu n-am mai întâlnit așa ceva și fac meseria asta de la Revoluție încoace. Nicăieri n-am mai întâlnit așa un proiect. Nicăieri. Să vină niște oameni care, nu vreau eu să vorbesc despre ei, dar eu cam știu cât valorează ora de curs a domnului acesta. Nu și-o permite oricine în România. Și la doamna. Doamna este acreditată de FBI, ea nu se laudă, dar o spun eu. Este profiler acreditat de FBI. Nu sunt așa, nu sunt vreo 100.000 în România din ăștia. Dar nu scrieți asta. Nu scrieți asta. Nu scrieți, din problema e fină. Că vom avea probleme. Politicianul Ioana Budal, cu atâta experiență, ce pot eu să vă spun? În cei 30 de ani de jurnalism am urmărit toată generația tânără. Și am constatat că atunci când se implică în politică, merg ușor către naraburile politicienilor din totdeauna. Hipocrizie, minciună, datul din coate, lucru care m-a lăsat dezamăgit și cel puțin pentru mine este o dezamăgire acest lucru. Păi noi suntem o minciună? Care era întrebarea? Deci întrebarea era de ce acești tineri care ajung în situația de a intra în politică, chiar în organizațiile de tineret,
trebuie să ia năravurile celor bătrâni, politicienilor bătrâni. Doamna Flora, iată că nu este o chestiune care să fie să se potrivească tuturor politicienilor. Pentru că eu, de exemplu, sunt un produs care, chiar dacă am făcut politică de la 16 ani, mi-am urmat idealurile, visele, copil fiind, pentru că la 16 ani am făcut pentru prima dată parte dintr-o organizație de tineret și am învățat să fac proiecte, am învățat cum să-mi urmez eu aptitudinile, ceea ce mi-am dorit de la viață și m-am lăsat inspirată de oamenii politici pe ceea ce am găsit la ei pozitiv. Asta înseamnă dacă ne canalizăm interesul și intenția către lucrurile pozitive. Pentru că ce am descoperit ca și copil în politică? Că trebuie să fii puternic, să ai încredere în tine atunci când îți asumi să ai niște misiuni care se raportează la nivel de comunitate. Am învățat foarte multe lucruri bune și cred că dacă și politicienii, de exemplu, ar ajunge să fie interesați, poate mulți dintre ei sunt, nu știu, dar dacă ar ajunge să fie interesați de ce vorbea și ne arăta Maslow în piramida care îi poartă numele, că atunci când ajungi la ultimul triunghi, după ce ți-ai rezolvat nevoile personale, ajungi să te întrebi cine sunt eu și în momentul în care tu îți dai seama de menirea ta pe pământ și te simți un om împlinit, pentru că împlinirea nu ține neapărat de resursa materială, ține de alte lucruri. În momentul acela, un politician, din punctul meu de vedere, este pregătit să ofere din experiența lui, din puterea lui și comunității din care face parte. Deci nu ne putem raporta la politică neapărat într-un sens rău, pentru că și aici se pot găsi oameni care să îi influențeze pozitiv pe copii, pe tineri. Câți politicieni ați văzut care promovează tineri cu adevărat valoroși? Eu nu prea am văzut. Dar uitați, este un început. Acest proiect poate fi de inspirație pentru foarte mulți politicieni. Imaginați-vă ce ar însemna ca în fiecare județ să existe un astfel de proiect care să inspire tinerii, pentru că tinerii sunt dezorientați. Ei sunt, cum spunea Alin, în momentul în care își pun tot felul de întrebări și dacă politicienii ar oferi din experiența lor, din bătăliile pe care le-au dus de-a lungul anilor și ar învăța pe copii să aibă încredere în ei și în idealurile lor și ar învăța de la ei, cât de minunat ar fi. Deci, iată, acest proiect poate fi un model care să se repete în fiecare județ din România. Și vă dați seama, transformarea, primul pas a fost făcut. Transformarea poate începe de la Roman. Intenționat să scoateți din județul Neamț proiectul? Momentan nu. Fiind romașcană și sunt foarte mândră că m-am născut la Roman, ce pot să vă promit este că în toate proiectele viitoare mă voi lupta cu toate forțele mele, chiar dacă sunt așa slăbuță, să știți că în mine există o flacără puternică. Mă voi bate pentru interesele tinerilor, pentru că dacă se intervine în acest moment din viața lor, la pregătirea lor, suntem câștigați. Pentru că nu trebuie să pierdem din vedere că tinerii reprezintă viitorul și practic tot ce facem astăzi se va reflecta în tot ce înseamnă mâine. Au venit. Să vă spun un lucru foarte interesant care mi s-a întâmplat la a doua ediție. O doamnă profesoară a aflat de acest proiect de pe internet și a venit cu câțiva elevi de la clasa dumneaei. Și s-a terminat cursul, după evenimentul nostru, a venit la mine și mi-a împărtășit foarte emoționată: doamna Oana, dar nu vreți să faceți aceste cursuri și pentru profesori? Pentru că am aflat atât de multe lucruri interesante de la acest curs și aș vrea atât de mult să împărtășesc ce am aflat și cu colegii mei. Deci vă dați seama, această nevoie este și pentru cadrele didactice care și-ar dori să implementeze proiecte de natura asta în școli, dar nu au cu cine, pentru că nu există la nivel național un program în care
cadrele didactice să fie pregătite, să fie învățate. Și cred că asta este învățătura de care au nevoie tinerii noștri, plecând de la un dialog. Nu sunt expertă, decât dacă tinerii mă ajută să fiu astfel. Deci este o lucrare împreună cu ei și în susținerea lor. Am aflat astăzi că, în urma workshop-ului, că oricine are capacitatea de a fi extraordinar. Numărul 1, cel mai bun în domeniu. Ce nu cred că s-a luat în discuție sunt condițiile economico-politice sau politico-economice din România și, practic, aceste discuții s-au purtat în interiorul încăperii și nu știu cât rezonează cu ce se întâmplă în afara încăperii, pentru că tinerii vor ieși de aici și probabil că, așa cum era în graficul prezentat de Alin, 90% dintre ei vor prefera acea aparentă siguranță a umbrelei angajatului. Și nu vor încerca mai mult de atât, se vor plafona pentru că prefer siguranța asta. Da, dar cum zice Alin, vor pleca știind acest lucru. Au plecat de aici știind acest lucru, ținând minte că au ales să fie acolo. E foarte important instrumentul pe care l-au primit. Au primit un instrument, nu soluție. Mie îmi place să spun că când cineva îți dă un cuțit în mână, cuțitul ăla poți să tai o felie de pâine și să hrănești un om sau poți să omori un om. Este la alegerea ta. Așa și ceea ce ne-am spus eu astăzi. Că sunt condiții vitre, gen roman sau în zonă, vă fac trimiterea la un film care mie mi-a schimbat viața, se numește Lista lui Schindler. Și în filmul ăla putem să vedem că în cele mai vitrege condiții de pe planeta asta, dacă există voința unui om de a schimba ceva, se întâmplă. Eu cred și sunt convins că oriunde în România, că ne rezumăm la spațiul acesta, dacă cineva vrea să facă ceva cu adevărat, va face. Indiferent de factori externi. Indiferent de factori externi. Eu sunt un astfel de exemplu, de aceea am și vorbit despre povestea mea personală, pentru că atunci când am pornit în antreprenoriat, nu aveam mediul în care am crescut, familial, economico-social, fiind din sudul țării, nu asigura absolut nimic. Eram în București fără nicio relație, fără susținere, fără părinți, fără nimeni care să creadă în tine. Și noi astăzi ceea ce am vrut să dau eu prin acest pașaport al identității personale, am vrut să dau, să desc o sămânță pozitivă în interiorul fiecărui participant la evenimentul de astăzi, care eu sunt ferm convinsă, de aceea am și împărtășit această expertiză, sunt ferm convinsă că acea sămânță, atunci când primește, când este pe solul acela roditor și primește apă, soare și alte condiții naturale, va crește și va ieși o plântuță, poate așa la început, cum spuneai tu, slăbuță și, cum să spunem, fragilă, însă are viață în ea. Și dacă eu astăzi am simțit ceva în această sală cu 300 și ceva de suflete, am simțit viață. Am un grad ridicat de empatie și vă spun din experiență că am simțit viața, așa de tare m-au animat, vreau să le spun foarte mult, a trebuit să-mi reduc discursul, că timpul este prețios, însă există această trăire în interior. Aș vrea să mai zic ceva. Suflare. De foarte multe ori în mine mi-am pus problema de ce lucrurile merg prost în România. Și răspunsul meu este foarte simplu, pentru că încă ne e bine. Pentru că încă nu ne este suficient de foame. Pentru că foamea și durerea sunt singurii motivatori. Atâta timp cât încă putem să mai apelăm la niște resurse, la niște mici învârteli, nu știu, mai vin niște bani de undeva, de la o rudă, de la o mamă, de la o tată, se alimentează același cerc. În momentul în care se întrerupe, așa cum dădea Mihaela exemplu, în momentul când se întrerupe, în momentul în care pielea de pe burtă se lipește de șirea spinării de foame, atunci în momentul ăla oamenii acționează. De aia încă nu ne merge, de aia în România încă nu merg lucrurile cum trebuie. Că nu ne este suficient de foame. Pe cât dintre cei
pe care i-ați avut astăzi în față, i-ați simțit că vor să rămână în România, pentru că primul gând al unui tânăr, mai ales când este strălucit, este să plece afară. Vreau să vă dau un exemplu din istorie legat de ceea ce a spus dumneavoastră în întrebare. Dacă țineți minte, în istoria noastră, acei oameni care au fost străluciți cu o identitate clar definită și care au vrut mai mult de la ei, au plecat în alte țări, au cules informații care nu erau disponibile în țara noastră și s-au întors. Și aș vrea să fac această precizare, pentru că nu înseamnă că dacă pleci pentru 2-3 ani, să spunem, și alegi să te întorci în România, ești renegat. Ești chiar, poate ar fi mult mai bine să fii apreciat, pentru că vii cu alt know-how, vii cu altă experiență de viață, vii cu expunerea într-o altă parte în altă țară, îți deschide orizontul, îți deschide mintea. Nu înseamnă că este ceva negativ. Noi ne dorim ca toți tinerii să rămână aici. Eu am studiat în străinătate. Însă eu am ales să mă întorc. Și totdeauna ei vor avea această putere decizională de a alege. Nimic nu-i poate motiva decât propria conștiință. Dacă să vin, să rămân sau să plec. Da, avem nenumărate exemple în care tineri care au învățat în străinătate și s-au întors în România, au fost marginalizați și știm cu toții că așa se întâmplă. Deci, nu neapărat generaliza, doamnă. Aici sunt, fiecare își trăiește pe la urmă povara propriei existențe. Dacă alege să plece sau alege să rămână, e bine că poate să aleagă. Bine că suntem membri ai Uniunii Europene. Da, și e liber să poată să meargă oriunde. Nu ne-am pus nicio secundă problema în această cheie. Oricum, ideea este dacă pleacă, dacă pleacă cu aceleași paradigme pe care le are aici, o va duce rău și acolo. Deci faptul doar că schimbă mediul, da, sigur. Dar e cu aceeași paradigmă, aia nu înseamnă că plecând în Spania sau în Italia sau în Anglia, îi va fi mai bine. Dar vreau să fac o scurtă completare apropo de meseria de jurnalist, pe care am practicat-o și eu cu foarte mult drag și am și predat jurnalistică la nivel universitar. Nu știu dacă știți, dar în Japonia, toți absolvenții de facultate de jurnalism termină facultatea, sunt obligați să lucreze un an peste hotare, până când sunt primiți în presa japoneză. Apropo de cum văd unii plecatul și înjură săracii japonezi, se simt în exil, unii ajung în Singapore și au noroc, alții ajung în Egipt. Și stau un an de zile, așa e stagiul lor, și abia după ce se întorc din acel stagiu, primesc acea carte verde prin care li se recunoaște statutul de jurnalist. Deci a pleca nu înseamnă decât a aduna competențe. Tudor, îmi permiți o completare legată de Japonia, pentru că am fost la Academie de Leadership în Japonia. Cu foarte multe țări, 80 de țări, reprezentam România atunci și am observat următorul comportament. Japonezii au această procedură de leadership. În momentul în care cineva, un tânăr, cum este Alin aici de față, are intenția să ajungă într-o poziție de leadership, are nevoie de 10 ani ca să-și dovedească caracterul de leadership autentic. Deci nu primește acces la nicio poziție superioară de leadership până nu a încheiat acest stagiu, pot să spun între ghilimele, de 10 ani. Și vreau să vă dau această practică mai departe, pentru că eu consider că este o practică foarte necesară de introdus în România, pentru a te dovedi timp de 10 ani de zile. Este un exemplu, bineînțeles, 10 ani. Așa au ales ei, bănuiesc că au studiile foarte bine făcute. De ce 10 ani? Dar e un exemplu de urmat pentru a introduce bune practici în leadership-ul nostru. Inspirată fiind de ceea ce a spus Mihaela, vreau să vă împărtășesc cu mare bucurie faptul că la această ediție au fost prezenți și copiii de la orfelinate, de la centrele de plasament. Pentru că am mai avut acțiuni cu ei și de sărbători, când i-am dus la Târgu de Crăciun, i-am dus la patinoar, i-am dus la film,
Și apropo de politică, cât de important este să fim în mijlocul evenimentelor? Pentru că dacă nu trăim lângă tineri, nu putem să le știm nevoile. Nu putem, ca politician, în cazul meu, să vii cu niște soluții dacă tu nu ești apropiată de zona în care copiii își dezvoltă activitățile. La fel și cu copiii din orfelinate. Mi-am dat seama, după ce am făcut acea activitate, că nu au nevoie să fie băgați în seamă când este Crăciunul, când sunt diferite sărbători. Știți, oamenii simt nevoia să le ducă diferite cadouri, dulciuri. Toți merg la orfelinate. Toți merg la orfelinate de sărbători și le dau aceste cadouri. Vreau să zic că am descoperit că nu sunt atât de importante aceste cadouri pentru ei. Cea mai mare bucurie este timpul pe care îl alocăm. Și vă dați seama, noi acum discutăm de problemele cu care se confruntă tinerii care au familii, care au susținerea părinților. Dar pentru copiii de la orfelinat care sunt în grija statului, cum este oare viața pentru ei când nimeni nu investește în ei, nu au suportul de încredere din partea părinților, dacă pentru tinerii care vin din familii normale este greu să dobândească această încredere, ca apoi ei să crească frumos. Dar pentru copiii din orfelinate, cum o fi când ei nu au părinți? Și atunci... Și la 18 ani ajung în stradă. Și indiferent de funcțiile sau statutul pe care îl voi avea în viitor, vreau să vă spun că mă voi zbate pentru a rezolva această problemă, că vedeți, avem grija câinilor de pe stradă și nu este milă de un câine că nu stă într-un adăpost, că nu este bine îngrijit, dar copiii care sunt într-un centru de plasament, într-un orfelinat, că mie îmi place cuvântul ăsta, orfelinat, are parcă energia experienței astea foarte bine imprimată. În orfelinate, ei când se gândesc, o să împlinesc 18 ani și după aceea oare unde o să locuiesc, unde am să mă duc? Vă dați seama, statul a creat un sistem prin care dacă ești funcționar public, dacă ești medic, ai dreptul să beneficiezi de o locuință ANL, dar un tânăr care este în grija statului, când împlinește 18 ani, mulți din ei sunt ținuți ilegal în centrele de plasament. Cum să poți tu să pleci în viață cu încredere sau să mai vorbim de descoperirea abilităților personale când acești copii trăiesc cu trauma abandonului? Și să știți că astăzi au fost și ei prezenți la eveniment și mă bucur că dacă poate o singură idee a făcut sens pentru ei, e ca și cum am pus o mică cărămiduță la construcția personalităților și le-am arătat că se poate și că și ei pot fi oameni de succes în societatea în care trăim cu toții. În ideea în care veți ajunge în Parlamentul României, așa cum știm că aspirați, veți încerca să legiferați ideea aceasta ca statul să se oblige față de acești tineri și după 18 ani să nu mai fie aruncat în stradă? Doamna Flora, știți ce am descoperit și m-a ajutat foarte mult că experiența personală, pentru că eu am fost un tânăr care am crescut natural. Adică am văzut mai întâi, prin postura de consilier local, cu ce probleme se confruntă o comunitate ca a noastră, ca a romașcanilor, apoi am avut posibilitatea să fiu consilier județean și să văd cu ce probleme se confruntă o comunitate mai mare a județului Neamț, apoi am putut să fiu administrator public sau county manager a județului Neamț și am văzut, mi-am dat seama cum lucrează un sistem atât de important pentru comunitatea noastră, pentru județul Neamț, și apoi am putut să văd ce înseamnă Guvernul României. Și știți ce mi-am dat seama? Cele mai importante abilități ale unui politician trebuie să fie viziunea pe care o are, expertiza, să fie un om care să aibă perseverența și ambiția de a face lucruri pentru comunitate. Degeaba unii politicieni vorbesc extraordinar. Dacă rezultatele nu vorbesc, nu au făcut nimic. În Parlament, așa cum am văzut eu lucrurile de la București, contează foarte mult cât de mult te implici, cât de mult te duci în acele comisii, știi să îți împingi efectiv proiectul pentru a lua acele semnături. Și eu cred că pot să fiu o persoană care, vă rog să mă credeți, am să fac totul și nu am să mă las
până ce nu am să văd că statul român se ocupă așa cum trebuie de acești copii ca după 18 ani să aibă grijă de viitorul lor, pentru că sunt în responsabilitatea noastră. Dar la fel este foarte important politicienii, ca să poată lua măsuri bune pentru tineri, să trăiască printre tineri, să-i asculte, să vadă cu adevărat care sunt nevoile lor, că nu le vedem de la televizor. Și la fel, când avem anumite inițiative legislative pentru copiii din orfelinate, să vorbim cu ei, să mergem într-un orfelinat, să stăm acolo câteva ore, ca să ne dăm seama ce simte acel copil, ce trăiește el în inimioara lui. Și în acel moment putem să contribuim și să schimbăm lucrurile. Permiteți o întrebare grea? Da. Îmi plac întrebările grele. Ceea ce 99% din politicieni nu știu. Ce se întâmplă în momentul în care un copil din orfelinat pune mâna pe mâna ta și vorbește cu tine? Foarte emoționant. Când am avut acțiunea cu copiii de la orfelinat și i-am dus la Piatra Neamț, vreau să vă spun, să vă împărtășesc că nici dacă ai o inimă de piatră, cred că nu ți-o mai poți păstra, începe să capete alte forme. Pentru că este o emoție extraordinară. La un moment dat au venit în jurul meu și mă prindeau, voiau să prindă și ei o bucățică și îmi spuneau, te iubesc, te iubesc. E energia care ți-o dau astfel de copii mă motivează într-adevăr să le întorc ceva, cât am să pot. Dar ce ați simțit în cuvinte? Puneți în cuvinte dacă puteți. Nu pot. Păi nu pot să zic că tremură. Este mamă. Da. O mamă nu are cum să spună. Adică cel puțin să explice în cuvinte este... Da, este într-adevăr o emoție pe care nu o poți descrie în cuvinte. Ca toate experiențele care ne mișcă sufletul. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi și vă promit că o să vă ținem la curent cu toate proiectele noastre viitoare și am să vă rog să aveți un rol activ, să ne inspirați și să veniți alături de noi, pentru că schimbarea nu o putem face decât cu a patra putere în stat, care înseamnă presa. Și dumneavoastră aveți o putere extraordinară de a schimba lucrurile în bine. Vă mulțumesc din suflet. Dacă vă manifestați. Dacă...